astăzi o familie medicală. Am alături trei invitați din sfera medicală cu care vom discuta atât problemele cu care se confruntă sistemul de sănătate astăzi, cât și pasiunile, prietenii, familiile unor medici care și-au dedicat viața profesiei. Sunt alături de mine domnul dr. Mircea Frențiu. Bună ziua și bine ați venit pentru prima dată la Alba TV. Bună ziua! Am fost la Alba TV și înainte, dar mă bucur că sunteți dumneavoastră. E o casă nouă. Da, e o casă total nouă și foarte drăguță. Domnul dr. Horia Timiș, directorul Direcției de Sănătate Publică Alba. Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe ascultătorii și telespectatorii noastre. Și avem și un ONG care interfelează cu sistemul medical, este vorba de Crucea Roșie și alături de noi este Adrian Dușa. Tu cum te numești, director, președinte? Nu, eu sunt director, președinte este domnul Morariu Ioan. Deci aveți și una și alta, să înțeleg. Da, avem o structură destul de serioasă la nivel de județ și e condusă deliberativ de domnul președinte Morariu Ioan și executiv de mine, în funcția de director. Adică nu ai venit singur, ai venit însoțit de o colegă. Da, am venit însoțit de colega mea, Ana Maria, colega mea de servici. Este asistent social în cadrul filialei de Crucea Roșie Alba. O persoană deosebită și foarte activă în domeniul nostru. Ești pentru prima dată și tu la Alba TV. Da, pentru prima dată și vă mulțumesc mult pentru invitație. Atunci o să începem cu domnul dr. Frențiu, pentru că dumneavoastră este obișnuit cu emisiunile, da. Emisiunile în direct. Da, sunt foarte grele emisiunile în direct și trebuie să răspunzi la foarte, foarte multe întrebări. Dar sigur că această emisiune, sunt onorat să vin la această emisiune și să salut pe toți locuitorii din județul Alba, să salut în numele Blajului, fiindcă vin de la Blaj, mica Romă, un centru de spiritualitate românească extraordinară și o să vedeți că și orașul are născut extraordinar. Sigur că vin în calitate de medic primar-chirurg, sunt medic primar-chirurg și șeful secției de chirurgie de acolo, de la Blaj. Sigur că mai am și alte specialități, sunt ecografist, am competență ecografică, sunt master în sănătate publică și am și o școală privată. Se numește Școala Sanitară Post-Liceală Carol Davila, după numele ilustrului doctor. Și, ce să zic, în aceste funcții, să zic așa, am trăiesc viața de zi cu zi în Blaj, ca medic chirurg. Și am mai spus-o întotdeauna și o spun că viața medicilor, în general, este o viață foarte grea, fiindcă o să vedeți că medicii trăiesc în alt mediu decât oamenii obișnuiți. Trăiesc în mediul suferinței, în care boala, moartea, suferințele, necazurile, sângele, o să vedeți că care este... Care a fost prima dumneavoastră întâlnire cu moartea? Prima întâlnire cu moartea a fost, din păcate, care m-a determinat așa să fiu medic, a fost, din păcate, o moarte violentă a unui văr de-a meu. Eu nu am frați și era ca și fratele meu. O moarte violentă, era student și a fost o greșeală de diagnostic clară. Și bineînțeles că a murit. Și acesta a fost impactul extraordinar asupra mea și după aceea am continuat să învăț și să ajung medic chirurg până la urmă. Deci impactul a fost mare și sigur că impactul nostru a medicilor este foarte mare asupra psihicului nostru, asupra stării generale. Noi trebuie întotdeauna să fim zâmbitori, să vorbim cu pacientul, fiindcă dacă nu vorbești cu pacientul și nu-i dai indicațiile respective, nu are încredere în tine. Noi trebuie să îmbinăm, pe lângă tehnica respectivă, pe care trebuie să o deții la zi, vă dați seama, o tehnică de într-un sistem sanitar muribund vă mai arde de risc? Da, ne arde de tehnică. Vreau să vă spun că în acest sistem sanitar muribund, să știți că doar medicii și alatele albe, adică asistentele medicale, au mai dus corabia sănătății așa pe linia de plutire, fiindcă dacă nu eram noi, să știți, noi care suntem înjurați, ați văzut, suntem bătuți la televizor, ați văzut ce se întâmplă, nu era sănătate în România. Sigur că această luptă a noastră este continuă și avem două generații diferite aici. Domnul director, eu îi spun Horia, fiindcă știu foarte de foarte tânăr. Este și prietenul nostru. Da, este șeful direcției sanitare și sigur că această ruptură dintre generații, după părerea mea, nu există. Noi putem să le transmitem și lor și sigur că vreau să-i transmit și domnului
director, eu zic Horea, fiindcă m-am spus că este teoșan de-a meu, sunt născut în Teiuș și suntem, am fost prieten foarte bun cu maica sa. Și uite că am transmis această chestie. Și ați fost un model. Horia tocmai ne spunea că ați fost modelul lui. Da, el spunea că am fost un model pentru el și mulțumesc pentru acest lucru. Sigur, și el este un model pentru mine. Să știți că am fost tare deziluzionat de șefii de direcții sanitare. La început și după 89, era o vreme extraordinar de propice pentru dezvoltarea sanitară. A fost un șef de direcție sanitară pe care nu pot să nu-l amintesc aici, era domnul profesor Liviu Vulcu, ați auzit de el sau dacă da, n-ați auzit, sigur. El a fost organizatorul sănătății în județul Alba ani de zile și ideile lui sunt extraordinare. A fost și un medic și un artist și absolut tot ce vrei, fiindcă noi medicii, noi așa Horea, căutăm frumosul acolo unde avem nevoie de frumos mai mult decât ceilalți oameni, fiindcă noi lucrăm în suferința umană. Asta este adevărul. Și dacă am stat așa 24 de ore și n-am căutat frumosul, am murit spiritual. Vreau să vă întreb ceva, să depășim un pic momentul ăsta foarte serios. Vă urmăresc emisiunile de la radio și de multe ori mă întreb cum de nu râde domnul doctor, pentru că uneori sunt persoane care vin cu probleme absolut hazli. Sigur că da. Sunt câteodată întrebări foarte naive, câteodată întrebări bune. Însă, după cum se vede la această emisiune, și acum poate că anumiți oameni o să mă vadă și la față, eu sunt omul cu fața nevăzută de la Radio Reîntregirea, acum poate să mă vadă și în realitate, la televizor, sigur că se vede clar că oamenii au nevoie de sfaturi, da? Deci au nevoie de sfaturi în domeniul medicinei. Pentru deci că ne este frică. Oare de ce ne este frică de medic? Sunt mai multe motive. Deci, am spus, prezentarea la medic este, în primul rând, întârziată și pentru noi medicii ne întârzie să punem un diagnostic precoce. Noi să știți că fiecare boală are un diagnostic în stadialitatea lui, de la 0, de la stadiu 0 și până la stadiu 6, 8, depinde de boală. Ori aprinde niște boli în stadii 0 și 1, sunt vindecabile și vreau să vă spun, ca și cancerul, cancerul de sân, cancerul de stomac, cancerul de colon, dacă îl prindem în stadiu 0 sau în stadiu 1, îl putem vindeca cu o supraviețuire foarte mare. Ei, de ce nu vin oamenii la medic? Sunt două tipuri de oameni. Oameni care nu vin la medic fiindcă le frică să afle despre realitatea organismului lor. Le frică. Ce, domnule, decât să mă duc acolo să-mi spună că am cancer, mai bine nu mă duc. Păi, dar nu te duci și atunci mor de cancer. Alții, din contră, vin la medic, ne sufocă. Vin, de ce? Mai ales bătrânii. Să știți că bătrânii vin la medic... Simt nevoia să socializeze, vin, fiindcă li frică de moarte. Moartea se apropie de nor, sigur, după 70 de ani, normal că simți suflul ei care vine spre tine și atunci vii la medic și te încurajeze să spună, nu neapărat că e bolnav, vine cu gândul că îi dai o speranță. Din păcate, noi medici în această epocă care este foarte tehnică, vedeți, tehnica intră și se dezvoltă faustian, vreau să spun, adică, vedeți, legătura dintre medic și pacient nu mai este păstrată. De ce? Nu mai avem timp. S-o operează, azi chiar noastră ne-a spus de niște operații, da, în serie, pac, îi pui diagnosticul, intri în sală, operezi, intri în sală, operezi. Deci am mai să trec puțin la Horea pentru că mi-ați ridicat mingea la fileu. Pe vremea ministrului Niculescu, dacă nu mă înșel, a început un proiect în care eram obligați, o dată pe an, să ne facem măcar sumarul de analize. De ce s-a renunțat la acest proiect? A fost un proiect foarte bun și, cum spunea și domnul dr. Frențiu, noi mai avem încă o problemă. Avem o problemă de mentalitate și de civilizație care vine din ani de ani din urmă. Într-adevăr, un pacient bun trebuie să se ocupe în primul rând de sănătatea lui în partea preventivă. Partea de prevenție înseamnă cel mai mult și la fel și ca și costuri medicale și ca efort medical. Tot în asentimentul domnului doctor spunea despre cancerele operate și găsite în stadiu 0. Asta înseamnă procentul este foarte mic. Dacă oamenii și-ar face toate analizele, toate investigațiile medicale, dacă partea de prevenție ar însemna, ar fi mai mare ca procent. Și atunci ce faceți voi pentru a educa populația în exact. Acest sens? În acest sens, Ministerul Sănătății are o serie de programe de sănătate,
finanțate... Ori ne-am săturat de programe concrete. Prin care încerc. Chiar acum avem niște campanii, hai să spunem concret, foarte săptămâna asta. Foarte bună campania asta cu femeile, cu cele exact. 3 sau 4 analize, foarte bune. Pentru prima dată, primăria Alba Iulia a făcut un pas extraordinar în care administrația locală se interesează de sănătatea locuitorilor și finanțează sănătatea locuitorilor. Este un mare lucru. Deci proiectul acesta cu Capitala Sănătății pe timp lunar este extraordinar. Am primit foarte multe telefoane și din cadrul Ministerului și din alte județe în care doreau să ia model ceea ce se întâmplă la noi la Alba Iulia. Tot concret, săptămâna trecută am semnat un parteneriat cu Inspectoratul de Învățământ, prin care programele noastre de sănătate penetrează până la nivelul directorilor de școală, diriginți și la orele de dirigenție. Vom face partea de prevenție. Tot așa concret, din ultima săptămână, dacă ați urmărit și cine urmărește presa, suntem foarte agresivi, să spun, săptămânal, fiecare eveniment nu-l scăpăm. A fost ziua TBC-ului, a fost ziua apei, am început cu partea de prevenție, am început ceea ce înseamnă ziua sindromului Down și după, în fiecare săptămână avem o campanie, eu nu spun agresivă, spun agresivă fiindcă nu s-a mai întâmplat până acum, eu spun normală, în care încercăm prin forțele noastre ceea ce ar trebui să facă DSP-ul. Într-o paranteză pot să spun că DSP-ul a pierdut foarte mult din atribuțiile care le avea pe vremuri și domnul sigur, doctor sigur. Cunoaște ceea ce a însemnat odată DSP-ul. Ar mai vrea să subliniez ceva extraordinar ceea ce a spus domnul doctor Vulcu, ce a însemnat pentru județul Alba din punct de vedere ca medic și ca management medical. Și în ziua în care eu eram numit la Direcția de Sănătate, l-am sunat și m-am programat să mă duc, era vineri, am vorbit cu el și luni trebuia să mă duc să mă întâlnesc cu el. Din păcate, sâmbătă a murit. A murit. Atunci, și oamenii, și omul sfințește locul. Așa și din toate este. Categoriile profesionale. Contează ce lași în urmă și domnul doctor Vulpo a lăsat practic sistemul DSP-ului la nivel național, a avut impact. Horia, hai să spunem în luna aprilie dacă există un proiect concret pentru telespectatorii noștri. Cum pot beneficia de un act medical în luna aprilie? În luna martie știm că a fost acest proiect cu EKG-ul, Papa Nicolau, este anual. Deci acest proiect se va derula până pe sfârșitul anului. Deci în fiecare lună din acest an există câte o componentă clinică care va fi prezentată, să spun, cetățenilor. Și la ce care avem în aprilie? Avem ceva în aprilie în acest da, sens? Da, în aprilie este ziua oftalmologică, deci se vor face consultații oftalmologice, vom face ochelari. Unde putem să facem aceste consultații? Aceste consultații se pot face la... Gratuit vorbesc. Gratuit pe Mușețelului. La policlinică. Policlinică. Vreau să spun că noi de SPO suntem doar parteneri, inițiatori este Primăria Alba Iulia și cu Spitalul Județean Alba și Consiliul Județean. Și există și pe site și în presă și în spital un afiș în care este afișat un număr. Da, acum, cum spunea domnul doctor Frențu, majoritatea pacienților sunt în vârstă, nu știu să acceseze site-ul, nu știu... Poate ar trebui și în presă să fiți mult mai agresivi, cu ghilimelele de rigoare. Poți să dau un număr de telefon? Sau în alte mijloace media. Aici, pentru că, aici interveniți dumneavoastră. 50 de ani în sus puțin mai accesează site-ul. Aici interveniți dumneavoastră și vă mulțumim presei din Alba, fiindcă am găsit o foarte mare deschidere și la ziar, radio și la dumneavoastră TV. Noi degeaba facem acțiuni dacă nu trăiesc prin dumneavoastră și până acum avem o colaborare extraordinară și dumneavoastră sunteți mediul de comunicare pe unde noi transmitem informația. De asta poate ar trebui să ne întâlnim mai des, dar până atunci o să vă cer un pic îngăduința de a anunța primul nostru concurs telefonic, pentru că telespectatorii pot suna la 0757 119070 pentru a câștiga un grătar, îl avem aici lângă noi, iar premiile 2 și 3 vor consta din kebab. Premiul 2, 2 kebab de la Bosfor Kebab și premiul 3, un kebab de la Bosfor Kebab. Bosfor Kebab este nou deschisul restaurant care se află pe Bulevardul 1 decembrie 1918 la parterul blocului M3.
lângă Pireus Bank. Acum nu știu dacă, uite, le facem reclamă gratuită și bancherilor. Vorbeam de educație, vorbeam de modul în care ar trebui educația să pornească de la clasele mici, pentru că altfel mergem în continuare așa cu generații needucate în acest sens, cu frica de medic, pentru că eu țin minte când eram copil, așa, dacă nu mănânci, te duc la medic, îți face injecție. Da. Adi, și voi aveți o contribuție în educația populației din acest punct de vedere sanitar. Da, avem o contribuție, spunem noi, decât destul de importantă și vreau să mă refer aici începând de la grădinițe, unde avem un concurs intitulat Mugurii Crucii Roșii, sugestiv. Anul trecut am reușit să-l organizăm în Sebeș și în Alba Iulia, anul acesta la fel sper să găsim și alte orașe interesate, unde copiii, cum spuneam, încă de mici, participă într-un mod organizat la un concurs frumos de igienă și educație pentru sănătate, mă rog, prim ajutor. Practic ei învață cum să se spele pe mâini, cum să se spele pe dinți, ce e bine să consume, legume, fructe. Nu știu dacă mai există. Acum, manualul de clasă, întâi știu că era și o poezioară cu spălatul pe mâini. Mai există controlele în școli? Apropo. Da, sunt, da, există. Există prin medicii școlari, dar cred că eu, cu toate că sunt foarte tânăr, observ un pas în spate din punct de vedere al prevenției față de anii trecuți. Discuteam cu medici mai în vârstă și spuneam și am trăit și eu că practic am crescut în curtea unui dispensar din Teiuș, mama mea fiind asistentă medicală acolo, și foarte multe din lucrurile bune le-am pierdut. Tocmai ceea ce face Crucea Roșie este extraordinar. Noi, Direcția de Sănătate Publică, avem o colaborare foarte strânsă și intensă. Am avut foarte multe acțiuni în comun și ei, practic, completează foarte multe goluri ale legislației și a ceea ce ar trebui să se facă în sănătate din punct de vedere al prevenției. Și, cum spuneam la începutul emisiunii, ceea ce am reușit săptămâna trecută și mulțumim Inspectoratului Școlar și domnului Sandu Cornel, este protocolul pe care l-am încheiat, încât informația să penetreze până la copii, fiindcă dacă educația este baza, dacă formăm în mentalitatea copiilor, a tinerilor, generația care vine, partea de prevenție medicală și schimbăm ceva, cred că în viitor vom avea o altă patologie medicală, alte costuri și o altă gândire din punct de vedere medical. Ana Maria, de ce Crucea Roșie? De ce nu spital? Iată. Pentru mine Crucea Roșie este o organizație umanitară deosebită. Eu m-am angajat am aproape 4 ani. Sunt foarte mândră că am vechime în domeniul acesta. Este un mediu foarte frumos de lucru. Care a fost cel mai mare proiect la care ai ajuns să lucrezi? Cel mai mare proiect? Noi am avut multe proiecte mari. Sunt proiecte, campanii de sănătate desfășurate în colaborare cu DSP-ul, cum a zis domnul dr. Horea Timiș, dar sunt și programele noastre umanitare implementate cu sprijinul celor de la sediu central. Mi-amintesc anul trecut am avut acea distribuție de tichete sociale pentru 255 de persoane din județ. Anul acesta iarăși o să avem un alt proiect de care probabil că o să vă vorbească domnul Dușa. Sunt foarte multe, nu vă pot spune acum, nu vă pot nominaliza. Domnul Dușa, pe vremea când eram elev, că tot vorbim de educația sanitară, primeam tot felul de cărticele, de calendare, cu tot felul de sfaturi medicale. Mai există astfel de campanii? Da, sigur că da, așa cum sunt. Da. Bine, o să mă refer acum la asta, după aceea o să vă rog să mă lăsați puțin să continui cu educația pentru sănătate, ce face Crucea Roșie pe domeniul ăsta. Da, sunt și în momentul de față avem anumite publicații care sunt distribuite școlilor. În general, la începutul anului școlar, în septembrie-octombrie, facem aceste distribuții unde copiii găsesc sfaturi, cum să acorde corect prim ajutor, sfaturi de educație pentru sănătate, sfaturi normale, cum de altfel face Crucea Roșie de foarte, foarte mulți ani încoace. Sunteți unul din cele mai vechi ONG-uri care a existat și înainte de 89, când încă nu știam ce e aia. Da, așa este. Anul acesta împlinim 136 de ani de activitate mulți umanitară. Înainte.
Am fost un pic viciați de partea comunistă, atunci am fost trecuți ca anex a Ministerului Sănătății, după aceea, după 89, ne-am redobândit independența noastră așa cum trebuie ea să fie, pentru că noi suntem o organizație politică, fără scop patrimonial, independentă din toate punctele de vedere, însă auxiliarea autorității publice locale de utilitate publică, venim în completare, cum spunea și domnul doctor, venim în completarea programelor inițiate de dânsii și aș putea să vă spun foarte multe. Spre exemplu, sanitarii pricepuți. E un program foarte complementar, există și se derulează cu mare succes și în zilele noastre, cel puțin în județul nostru, are o largă popularitate și o bună participare din partea elevilor și a școlilor. Și o vinculatura practică, pentru că, ce premii le oferiți? Să știți că am reușit de 3 ani încoace să avem o colaborare cu Consiliul Județean în acest sens și dinși ne sprijină în premierea copiilor. Concret, bun. Să știm pentru ce învățăm. Truse de prim ajutor, dulciuri, pastă de dinți, periuță, articole din acestea igienico-sanitare, de igienă, pentru fiecare elev care participă la fazele zonale. Deci de la faza zonală, inclusiv la faza județeană. Deci toți primesc anumite premii din partea Crucii Roșii și a Consiliului Județean pe acest program. Și după toată această educație, totuși ajungem la operații, da, la faze terminale de cancer. Aș vrea să vă spun ceva de Crucea Roșie, fiindcă am și o experiență mare în Crucea Roșie. Am fost directorul Crucii Roșii de la Blaj, da, dinainte de 89. Și un pic vreau să-l pregătesc domnul Dușa în sensul că înainte de 89 Crucea Roșie era la fel de bună ca și acum, poate și mai bună. În ce sens? Deci nu vreau să pună un sens, gata, a fost comunist, nu. Crucea Roșie a fost un organism extraordinar de bun și atunci. Am avut, deci sănătate pricepuți, era dinainte de 89. Da, toate concursurile acestea erau cu instituții, deci muncitoare, din Iamu, țin minte, din CPL. Făceam aceste exerciții de prim ajutor, de intervenție în caz de calamitate. Acum, dacă ne uităm cu atenție la spitalele noastre, o să vedeți că trebuie să avem fiecare spital un fond pentru calamități, medicamente, truse de... Nu este niciun fond. Dacă acum, Doamne ferește, s-ar întâmpla ceva, cu tremur, ceva, spitalele nu au pe ce să pună mână. Adăposturi mai există? Erau obligatorii la un moment dat. Sigur că nu mai există. Deci nu mai există. Deci tot ce a fost bun, a fost bun și înainte de 89, mai trebuie să luăm și acum. Degeaba discutăm că facem și dregem, a fost bun și atunci și acum este și mai bun. Sigur că Crucea Roșie, domnul director, eu l-am fost pe domnul Moraru înainte și domnul director a preluat funcția de director, tânăr cu niște resurse formidabile. Dar a colaborat foarte mult cu Crucea Roșie înainte de a fi director. Sigur că da. Vreau să vă spun atâta că Crucea Roșie ar trebui să fie și trebuie să fie organismul care ajută foarte mult oamenii. Sigur că ajută cu tot felul de ajutoare care vin. Erau înainte, veneau din exterior până prin 95-96, mă veneau din exterior. Și, bineînțeles, și aceste programe, fiindcă programele acestea care spune și domnul director, trebuie impuse în școală, sunt foarte slabe deocamdată programele. De ce? Păi vă spun, știți care este prima boală în România? Pe primul loc este caria dentară. Deci pe primul loc în România este caria dentară. De ce? Fiindcă nu mai există stomatologii de școală. Dacă ne uităm în județul nostru, eu nu știu, poate unde și alimentația spune, cât stomatologi de școală există, sigur și alimentația, dar există și propedeutică, există tot felul de lucruri alte care ar compensa. Dar asta este, nu există acei stomatologi de școală ca să-i vadă pe copii și să aducă la zi ceea ce trebuie făcut. Sigur că deci nu vor să mai încheie contracte cu casa de asigurări pentru școli și pentru copii, fiindcă sunt foarte prost plătiți și pe bună dreptate spunea un stomatolog, zice, haide tu în locul nostru să vedeți ce înseamnă cât cheltuim cu acele și materiale cât și cât se decontează. Sigur că da. Deci este un cerc foarte vicios. Deci aici guvernanții noștri trebuie să găsească soluții pentru acest lucru. Sigur că soluții există. Eu am zis așa, rezolvarea ecuație pentru sănătate. Din 90, din 91 deja am dat niște să zic așa, idei pe care unele au ascultat, le-au preluat poate mai târziu, dar vă spun și aici putem continua această discuție.
reforma asta sanitară, care se tot spune că este reformă și reformă și reformă, din 91 până în prezent este reformă, ori nu se vede nicio reformă. Reformă înseamnă să iei ceva rău, să arunci la gunoi, să pui ceva mai bun, așa văd de o reformă. Deci, deocamdată nu avem nimic mai bun de luat. De ce vă spun acest lucru? Fiindcă finanțarea în domeniul sanitar este, v-am spus, este puțină. Deci, este sub 3,5% din PIB. Franța are 9% din PIB. Poftim. O să luăm o scurtă pauză, după care revenim. Dacă nu avem medici stomatologi, vom vedea după pauză dacă mai există campanii de vaccinare în școli și cum se derulează ele. Până atunci o scurtă pauză, după care revenim în studio.